Spre slava Domnului vom cânta acum la deschiderea serviciului divin cântarea 279, Plutim prin furtună. Tatăl nostru din ceruri, am cântat despre istoria mântuirii noastre, că deși este o furtună care s-a dezlănțuit asupra pământului acestuia, Doamne, Tu ai pregătit o corabie în care poporul Tău să poată găsi ușurare în această furtună, pentru că Îl avem pe Domnul nostru Iisus Hristos cu noi în corabie, avem speranță și credință și nădejdea sosirii la acel liman minunat, al odihnei, al liniștii și al păcii. Dorim ca să străbatem această furtună, nu că o dorim, dar ea este inevitabilă, dar pentru că Te avem pe Tine, avem bucuria mântuirii în sufletele noastre și știm că Tu ne vei purta prin valurile acestei vieți și ne vei conduce cu bine ca să ajungem acasă la Tatăl. Amin. Dorim să dai fiecărui credincios această viziune, această bucurie și încredințare că Tu ești cu noi, chiar dacă trecem prin furtunile acestor boli, acestor valori ale problemelor vieții fiecăruia care vin și care uneori ne fac în stare să pierdem orizontul, dar ajută-ne să privim la Domnul nostru Iisus care este cu noi în barcă.
Rămâi cu binecuvântarea ta peste noi în ora aceasta și ajută-ne să primim cuvântul tău. Îți mulțumim pentru că l-ai adus cu bine pe fratele Dănăiață din nou în mijlocul bisericii tale și știm că are o misiune mare pentru anul acesta ca să ne conducă printre stâncile vieții acesteia și problemelor acestora, prezentându-ne cuvântul tău, prezentându-l pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este pentru fiecare din noi ținta atenției noastre. Ajută-ne tu să fim călăuziți prin solul tău și în ora aceasta și în anul acesta, spre cuvântul tău, spre a înțelege și spre a ne pregăti cu toții pentru ziua glorioasă a revenirii Domnului nostru Iisus. Rămâi cu pacea ta peste noi, cei de aici, și te rugăm și pentru frații noștri care sunt bolnavi, care sunt în situația dificilă și nu pot fi cu noi. Mângâie pe fiecare, întărește-i, pe cei ce au suferit pierderi anul acesta trecut și care și acum poartă rănile în suflet. Alină-le tu și vindecă-le tu și cu toții să privim la glorioasa zi a revenirii tale, când toate vor fi vindecate pentru totdeauna. Îți mulțumim pentru toate prin Domnul nostru Iisus. Amin. Amin. La mulți ani. E bine sau nu-i bine? Aș vrea să vă întreb dacă această urare la mulți ani vă este suficientă. Că toată lumea o vorbește în stânga și în dreapta. În momentul în care am venit eu și v-am spus la mulți ani de aici, v-ați simțit confortabil sau ați simțit că lipsește ceva? Dacă vă spun un an fericit, vă e suficient? Vedeți, de ce ne spunem cuvinte unii altora? De ce ne spunem cuvinte? E frumos, așa este, și pentru o vreme, pentru 5 minute, probabil pentru 2 zile, ne mai umple viața cu un pic de speranță. Ar fi tare trist dacă la început de an ar fi doar atât. Ar fi tare trist. Din cauza asta, ca și creștin care am Scriptura în mână, nu pot spune vorbele astea la început de an. Nu pentru că n-ar fi frumoase, nu pentru că nu le-aș dori, sigur că da, le doresc. Dar la început de an sau oricând vreți dumneavoastră, vorbele sunt... insuficiente. Este un soi de autosugestie, este un soi de haide să ne simțim bine pentru 5 minute. Dragii mei, pe pământul acesta, în viața noastră, unde existența contează, a ne doar schimba gândirea pentru câteva momente nu face sens. Noi trebuie să lucrăm cu lucruri foarte serioase, adânci, puternice. De asta, în începutul unui an, trebuie să venim neapărat la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească lucruri veșnice, nu lucruri pieritoare. Pentru că dacă noi vehiculăm între noi lucruri pieritoare care țin de câteva minute de existență sau câteva minute de dorință, atunci distanța între dorință și între realitate rămâne cosmică întotdeauna și faptul că eu vă doresc dumneavoastră bine nu înseamnă că va fi bine anul ăsta. Faptul că dumneavoastră îmi doriți mie tot binele din lume nu are nicio legătură cu binele din lume. Pentru că dumneavoastră nu-l puteți aduce la mine, cum nici eu nu-l pot aduce la dumneavoastră. Și atunci, haideți să ne îndreptăm spre cel ce poate aduce binele la fiecare dintre noi. Avem atâta nevoie de Dumnezeu la început de an. Avem atâta nevoie de viziunea Lui în legătură cu anul 2021. Avem atâta nevoie. Oarecum... gândindu-mă ce ar putea să fie la început de an frumos și cu sens pentru noi, mi-a venit în minte cuvintele lui Labiș. Vă aduceți aminte? Trăim în miezul unui ev aprins și dăm a însuflețirii noastre vamă.
N-are nimic de a face cu cântecul comunist pe care l-a scris Lavi și acolo. Dar ideea este fantastică. Ideea este uluitoare. Evul, societatea, lucrurile prin care trecem noi sunt atât de puternice și devin atât de presante asupra noastră, încât fără să ne dăm seama, noi dăruim acestor lucruri toată însuflețirea noastră. Toată energia noastră o dăm cui? Evului acestuia. Haideți puțin, 2021, vă aduceți aminte? Dacă ar fi să vă aduceți aminte de anul ăsta, de ce v-ați aduce aminte? Repede, ajutați-mă dumneavoastră. Evenimente mari. Ceea ce rămâne în mintea dumneavoastră după un an de zile, ce rămâne? Restricții. Poftim? Restricții. N-ai voie să faci la dreapta, n-ai voie să faci la stânga. Da? Masca Rada. Da, e necesară uneori. Astăzi m-am suit la amvon cu mască, da? Bun. Altceva. Deci, v-ați adus aminte de COVID, într-un singur cuvânt. V-ați adus aminte de COVID. Nimeni să... Aș vrea să vă spun limpede. Sunt persoane care neagă această realitate. Acum câteva săptămâni am primit un telefon din România în care un văr al meu îmi spunea: socrii mei de 70 de ani au murit amândoi în această săptămână. Nu știu cum tâlmăciți dumneavoastră acest eveniment, dar e dureros. Și nu-i voi putea spune niciodată lui Hațegan Gabriel, pastor undeva în județul Bistrița: știi ce? Nu e adevărat. Nu. Săptămâna aceasta, sora Lidia Andea ne-a dat un telefon. Știți? Fata mea, săptămâna aceasta, a avut ziua de naștere. Cu 3 săptămâni înainte, a născut. A venit să o ajute. Soacra ei. Acum 2 zile, după ce a făcut vaccinul și toate celelalte, așa mai departe, a căzut și a murit. Dintr-o dată, datorită unui cheag de sânge. Frații mei, facem ceea ce putem. Dar nu uitați, cel ce poate e Dumnezeu. Nu-l uitați pe cel ce poate cu adevărat. Și dacă ar trebui să vă mai aduceți aminte și de alte lucruri, de ce v-ați mai aduce aminte din 2021? Biserici închise. Și de ce vă mai aduceți aminte? Că atunci când s-au deschis, s-au deschis pentru mult mai puțini. Pentru mult mai puțini. Și că n-am mai reușit să dăm buzna ca altădată, de frică, din alte motive, nu știu. Și de ce ne mai aducem aminte? Poftim? Poate de lipsa de lucrare misionară. Nu? De ce ne mai aducem aminte? Fraților, mi-am notat aici câteva lucruri. Voi aduce aminte întotdeauna de forța cu care ideea de climate change a lovit mințile noastre. Și ni s-a spus: fiți atenți, se schimbă clima. Pământul este la un punct de colaps. Autodistrugere. Fiți atenți, trebuie să salvăm planeta. Și cine și-a însușit această sarcină? Ne-am însușit-o noi, oamenii. Noi trebuie să salvăm planeta. Uitând că salvatorul, de fapt, e cu S mare, nu cu S mic.
Nu omul este chemat să salveze, ci Dumnezeu este chemat să salveze. Și dacă chiar vrei să salvezi ceva, atunci du-te la cel ce poate. Du-te la el, întoarce-te la el. Rămân surprins când citesc în Apocalipsa și văd că în ciuda tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le îngăduie să vină peste pământul acesta, la capitolul plăgi se subliniază de nu știu câte ori și nu s-au pocăit. Fraților, parcă ne blochează cineva drumul de întoarcere înapoi, parcă nu știm să ne mai întoarcem înapoi. Pentru că pocăința înseamnă să te întorci înapoi, atâta tot. Că e un cuvânt pe care unii îl disprețuiesc, pe care alții nu îl disprețuiesc, asta e o altă problemă. Dar termenul în sine înseamnă, bă, dacă ai greșit, întoarce-te înapoi. Unde? Oamenii încearcă să se întoarcă. Dar vă rog să observați, nu se întorc știind unde, se întorc bâșbâind. Deși Dumnezeu nu-i departe de niciunul dintre ei. Ce-i cu bâșbâiala asta noastră? Tot anul acesta, ca niciodată până acum, i-am văzut pe oameni nemulțumiți, ridicând pumnii unii către alții, mărșăluind pe coridoarele sau, dacă vreți, pe străzile orașelor lor și spărgând în stânga și în dreapta, plin de mânie, în numele, și acum spuneți dumneavoastră, care era motoul? Social justice. În numele dreptății. O fi și libertate, dar nimeni n-a strigat pentru libertate neapărat cât au strigat pentru dreptate, pentru că oamenii au simțit că nu li se face dreptate. Într-o lume în care toată lumea vorbește despre dreptate. Trăim în miezul unui ce? Ev aprins. Arde, dragii mei. Nu mai e cum a fost altădată. Evenimentele ard. De asemenea, anul acesta am descoperit ideea pace cu orice preț. Cu orice preț vrem pace. Noul președinte care a venit la Casa Albă a zis, nu mai vrem război. Ca urmare, cu orice preț ne-am retras trupele din Afganistan și vrem pace cu orice preț. E pace cu orice preț? Prețul e plătit. Pace e? Conflictele între Iran și restul lumii, pentru că Iranul vrea să devină o putere nucleară, iar restul lumii n-are încredere în etica Iranului. Și spun, dacă vor avea în mână arma nucleară, de unde știm că butonul nu va fi folosit, având în vedere că sunt o mulțime de oameni care în jihadul acesta au impresia că ei pot să se sacrifice. Și dacă ei se sacrifică pe ei, se merge cu ideea aceea diabolică. Împreună cu mine, toți. Gândul lui Satan, de fapt. Pentru că el a mers pe gând pe ideea asta. Dacă o să cad eu, să cadă cu mine cât mai mulți. Răul să fie cât mai mare. Orientul apropiat. Tensiuni teribile. Tensiuni între China și India, China și Taiwan, China și Japonia, Marea Sudului, toată sub semnul întrebării. Trăim în miezul unui ev aprins. Rândul 2 sau versul 2. Aveți grijă, sau haideți să avem grijă, cui dăm noi însuflețirea noastră? Puterea noastră. Vă rog frumos, dacă ne uităm la toate lucrurile acestea, vom da însuflețirea noastră către aceste lucruri. Dacă reușim să privim undeva mai sus, atunci toată însuflețirea, zelul, bucuria, puterea noastră va fi la alt nivel. Și în dimineața asta vreau să vă invit să trăim la alt nivel. Repede de tot. Psalmul 145. M-a uluit zilele acestea acest psalm cum nu m-a uluit niciodată. Este vorba de David, care vorbește tuturor popoarelor. Și vreau să vă spun că popoarele din vremea aceea nu erau filocreștine, nu erau filoiudaici, erau împotriva creștinismului ca idee și erau de asemenea împotriva iudeilor ca națiune.
Cum credeți că se va adresa David filistenilor? Cum credeți că se va adresa David, eu știu, sirienilor sau asirienilor? Cum? Dacă aș fi eu, aș zice așa, aș iniția o discuție, eu știu, egală cu ei, să-mi spună argumentele lor, argumentele mele și în final să ajungem la o concluzie. Așa se face azi. Din păcate, după toate discuțiile aproape interminabile care sunt pro sau contra Scriptură, Iisus Hristos, nu se ajunge prea departe. Discuțiile continuă. Rezultate nu. Având în vedere această experiență pe care o am eu și mă gândesc și la evangelizările pe care le facem noi, în care loc și în care timp facem același lucru. Noi suntem apologeții lui Iisus Hristos, încercăm să-i convingem pe oameni despre Iisus Hristos. Și în timp ce gândeam așa, am citit Psalmul 145 și m-a uluit. Auziți ce face David? Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fața cui? În fața lor. Nu contează dacă ei cred sau nu, nu contează dacă ei sunt de acord sau nu. David înalță pe Dumnezeu înaintea lor. Nu se duce să se angajeze în discuții pro sau contra, nu? David nu face decât un singur lucru. Eu îl voi înălța pe Dumnezeu înaintea lor, având în vedere și amintind ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. În ce an? 2021. Voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. În fața cui? În fața tuturor. Nu e vorba că David își va face altarul de dimineață și de seara singur cu ușile închise. Nu! David dezvoltă nu doar o filozofie, un fel de gândire în care el este chemat acolo pentru ca să-l pună pe Dumnezeu pe un postament, în așa fel încât toate neamurile să-l vadă. De unde a învățat Daniel să se roage cu geamurile deschise? De unde a învățat Daniel să nu închide geamurile? Știți ce? Să nu mă vadă nimeni. Să nu mă audă nimeni. De unde a învățat Daniel rețeta aceasta? Deschideți ușile. Deschideți geamurile. Ieșiți afară. Cântați, înălțați-L pe Dumnezeu. De unde a învățat el rețeta asta? De la David. Mare este Domnul, foarte vrednic de laudă, mărimea Lui este nepătrunsă. Păi frații mei, ca să ajungi la situația asta, trebuie să spui oamenilor de ce Dumnezeu este atât de mare. Vreți să amintiți de ce Dumnezeu este foarte mare în anul 2021? Probabil că noi suntem aceia care va trebui să fim martorii lui Dumnezeu într-o zonă, într-o perioadă de timp în care oamenii își pierd credința. Devin din ce în ce mai rațional critici. Devin din ce în ce mai însingurați. Devin din ce în ce mai fricoși. Devin din ce în ce mai împovorați, crezând că ei trebuie să salveze planeta, crezând că ei trebuie să salveze lumea, crezând că ei trebuie să-și salveze viața. Și crezând că trebuie să-și salveze viața, tremură sub povara aceasta. Uitând că Salvatorul este cu S mare, nu cu S mic. Că e un Dumnezeu, nu că e om. Dumnezeu și-a luat această slujbă. Asta e geabul lui. Nu-i luați din mână geabul pe care și l-a însușit el. El a creat, el susține, El ne va duce până la capăt. El va încheia istoria aceasta, nu noi. El va încheia istoria aceasta pentru că El are o judecată de făcut cu popoarele și cu neamurile. Și înainte ca judecata asta să poată să aibă loc cu popoarele și cu neamurile, cuvântul lui Dumnezeu spune că va trebui cineva să-L ridice pe Dumnezeu înaintea lor, cât de sus a fost ridicată și crucea. Atât de sus. Când mă voi înălța, spune Domnul Iisus Hristos, voi atrage la mine pe toți
oamenii, cine l-a înălțat pe Iisus Hristos atât de sus, încât și oamenii să poată să fie înălțați sus? Cine? Tatăl. Vă dați seama că noi suntem chemați să lucrăm cu Tatăl? Pe același ogor, pe aceeași temă, în același domeniu. Lucrați împreună cu Dumnezeu Tatăl pentru ca Domnul Iisus Hristos să poată să fie pus înaintea ochilor orbi ai neamului meu și ai generației mele. Am ajuns să credem orice. Numai pe Dumnezeu nu. Am ajuns să credem orice. Astăzi internetul este activat, nu, este accesat, iertați-mă. Internetul este accesat într-o nebunie. Oamenii căutând soluții la problemele lor. Fiecare om care are o soluție plonjează în internet. Acolo își caută soluțiile într-o mare de informații. Fiecare luând ceea ce îi se potrivește. În timp ce Dumnezeu stă pe tronul Lui și conduce națiunile. Și nimeni nu-L vede. Iertați-mi cuvântul nimeni. Da? Dar asta e problema. De ce intrăm pe internet în loc să intrăm în sanctuarul ceresc? Zice acolo Evrei, capitolul 10. Este timpul să intrăm pe calea nouă, vie, pe care ne-a deschis-o El până în dincolo de perdoa din nou, adică până în Sfânta Sfintelor. Intrați la El. Discutați cu El. El e acolo pentru noi în anul 2021. Mulțumesc pentru că 22. Voi spune strălucita slăvită a măreției tale, voi cânta minunile tale, spune versetul 5. Observați un lucru, David avea ce cânta, David nu vorbea doar slavă, slavă și atât. Folosind un cuvânt pe care nu-l mai înțelege nimeni. Nu, nu-i vorba de asta. El nu cânta doar aleluia, aleluia. El avea de cântat ce anume? Ce spune acolo? Poftiți? El avea minuni. El avea minuni, el avea lucrări, el avea lucruri extraordinare. Le avea. Noi le avem? Unde sunt? Le-ați scris? Unde-i lista? Urmarea, versetul 6. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate, să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Asta trebuia să știe filistenii. Asta trebuia să știe sirienii. Asta trebuia să știe Babilonul și Egiptul. Asta trebuia să știe toți vrăjmașii care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Asta trebuia să știe. Dragii mei, nu mă voi despărți de psalm fără ca să încerc cumva să avem și noi experiența asta în dimineața asta. O să rog pe Iojie să vină lângă mine. O să vă rog pe dumneavoastră să vă pregătiți să cântăm câteva cântări. O să rog un pianist să meargă la pian. Și o să vă invit să cântăm numărul 367, Nici unde fără tine. Nici unde fără tine în anul care urmează. Vreau să vă spun că avem 3 cântări de cântat. Pregătiți-vă să cântăm cu toată inima, așa cum stăm. Dar vă rog frumos, cântați așa, ca înaintea Lui, ca pentru El, ca să laude toate popoarele pe Dumnezeu.
571. Ce pace și ce bucurie să avem un așa Dumnezeu. Este un marș spiritual al bisericii care a funcționat în toate vremurile și care vrem sau aș dori să ne însuflețească și pe noi în momentele astea. Rămâne să căutăm urarea de anul nou. Avem un Dumnezeu extraordinar, motive de laudă sunt probabil în sufletul fiecăruia. Vă spusesem, e nevoie de listă pentru ca minunile Lui să fie scrise și să nu fie uitate. Dar în momentul acesta caut urarea de anul nou. Urarea pentru 2022. Și vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 26. De la versetul 1. Avem o cetate tare. Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Ce înseamnă asta? Unde sunt zidurile? Sau ce sunt zidurile? Sau la ce folosesc zidurile? De jur împrejur, da? De jur împrejur. Dumnezeu ne dă mântuirea ca să ne înconjoare. De jur împrejur. În așa fel încât să nu cadă nimeni, să nu fie lovit nimeni, toți aceia care doresc să fie înconjurați de puterea lui Dumnezeu, au mântuirea lui la dispoziție. Deschideți porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Vreau să vă întreb, ce porți? Unde să intre? Unde să intre? Ce porți? Despre ce e vorba? Auziți, avem o cetate tare, Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și ca întăritură, numai că noi trebuie să și intrăm în ea. Porțile trebuie deschise. Poporul trebuie să intre înăuntru. Noi trebuie să locuim în locul acesta pe care Dumnezeu ni l-a pus la dispoziție cu ziduri, cu întărituri, pentru ca să avem pace, liniște și mântuire. Trebuie să fie o acțiune din partea noastră. Ca să îți muți teritoriul tău de existență din afara mântuirii, în mijlocul mântuirii, trebuie să faci câțiva pași.
Trebuie să intri pe porți, în cetate. Iar bătălia porților e foarte puternică, să știți, nu e ușoară deloc. Vreau să te întreb, te-ai mutat înăuntru? Te-ai mutat înăuntru mântuirii? Celui cu inima tare, tu îi chezășluiești pacea. Da, pacea, cât se încrede în tine. Spuneți-mi, vă rog, care este emoția predominantă a anului 2021? Teamă. Teamă, așa-i? Mântuitorul spune, vă voi chezășlui. Ce e aia? Vine de la cuvântul chezaș. Într-adevăr, a fi chezaș înseamnă garant. Și aici spune, vă voi garanta pacea. Eu voi fi garantul păcii voastre. Dragii mei, e teribil să n-ai un garant și un răscumpărător pe lumea asta. Sunt două lucruri teribile. Pentru că noi toți ne căutăm oarecum siguranța în afara noastră. Toți ne o căutăm în afara noastră. Nu în noi înșine. Noi știm cât de fragili suntem. Nu avem încredere în noi. Și atunci ne aruncăm cârligele noastre de încredere în stânga și în dreapta. Și ne încredem în ce? Uneori în bani. Dacă avem bani destui, vom rezolva și problema spitalului, vom rezolva și problema sărăciei, vom rezolva... Dacă ai bani, îți faci prieten pe toată lumea. Banul e o treabă. Bun. În ce ne mai punem încredere? În cunoștință, fraților. În cunoștință, știți? Dacă l-am cunoscut pe fratele meu doctor, sigur. Păi când am o problemă, mă duc la el și... Una e să te duci la un doctor prieten și alta e să te duci la un doctor care nu te-a cunoscut niciodată. Nu e așa? Așa e. Și uite așa, ne punem fiecare încrederea, ne punem crederea în copii. Vor crește copiii, ajung să fie o somitate, au putere, vor avea ei grijă și de mine. Nu? Tu îi chezășluiești pacea. O pace care nu e comună. Textul merge mai departe. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca cui? Ce e aia? Stânca veacurilor. Cu alte cuvinte, pe Dumnezeu este scrisă istoria. Toată istoria asta, secole de luptă, în stânga și în dreapta, toate au fost pe aceeași temelie. Dacă n-ar exista temelia numită Iisus Hristos, omenirea n-ar fi ajuns anul 2021. De multă vreme ne-am pregătit. De multă vreme ne-am pregătit să ne încheiem istoria. Fiecare război pe care l-am dus era un război în care trebuia să se încheie istoria. Și la fiecare război pe care l-am depășit, o mână divină ne-a mai dat un nou început. Să vorbesc de războiul primul război mondial, să vorbesc de al doilea război mondial, să vorbesc de bomba atomică, să vorbesc de ceea ce ne pregătim astăzi. Calea dreptului este neprihănirea, spune versetul 7. Tu care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului, de aceea te așteptăm, Doamne, și pe calea judecăților tale. Wow. Este un gând care nu e confortabil deloc. Să-L aștepți pe Dumnezeu pe calea judecăților tale. Știți că există din ce în ce mai multe teorii în care îi se ia dreptul lui Dumnezeu de a judeca lumea?
Ni se dă nouă dreptul de a ne judeca prin relații, cauze, efect și așa mai departe, dar Dumnezeu să judece? Nu. Din ce cauză? Din ce cauză? Versetul 10 spune, dacă ierți pe cel rău, el totuși nu învață nelegiuirea. Iertați-mă, neprihănirea. Dacă ierți pe cel rău, nu învață neprihănirea. Până la urmă, spuneți-mi ce rost are iertarea. De ce ierți pe cineva? Pentru că crezi că s-a pocăit. Cu alte cuvinte, s-a îndreptat. Dar spune, dacă ierți pe cel rău, el nu învață dreptatea, neprihănirea. Ci textul merge mai departe într-o constatare extraordinară. Spune, ci se dă la rău în țara în care domnește neprihănirea. Dacă pe un om rău îl ierți, chiar dacă în jurul lui este numai neprihănire și numai oameni buni, el se va ocupa mai departe cu geabul lui. Care-i geabul lui? Va face rău. De ce Dumnezeu intervine? Te așteptăm, Doamne, pe calea judecăților tale? Pentru că oamenii învață neprihănirea ori de câte ori intervine Dumnezeu. Oamenii învață neprihănirea. Au fost N situații în care oamenii s-au ridicat împotriva legii lui Dumnezeu. N situații. În prima etapă, legea naturii s-a revoltat împotriva lor. Și-au primit plata în însăși ființa sau în trupurile lor, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1. Și-au primit plata în trupurile lor. Dar pe lângă aceasta, Dumnezeu intervine pentru ca să învețe pe oameni lucrurile fine ale legii sale, ale neprihănirii sale. Vreți să mergeți cu mine în repede de tot pentru a exemplifica în Daniel. Cartea lui Daniel este o carte care este plină de exemple în care oamenii încearcă să sucească dreptatea lui Dumnezeu, iar la sfârșit sunt obligați să recunoască faptul că Dumnezeu are dreptate și că ei au învățat dreptatea. În cartea lui Daniel învățăm că Dumnezeu va interveni în istoria umană pentru ca rațiunea umană întotdeauna să se întoarcă la dreptatea și la neprihănirea lui Dumnezeu. Indiferent că este la sfârșitul vieții, indiferent că este în momentul judecății, indiferent că este la începutul vieții și trebuie să învețe cum să-și corecteze viața, dar undeva viața umană nu se poate încheia fără ca să nu se întâlnească cu dreptatea lui Dumnezeu și să recunoască dreptatea lui Dumnezeu, astfel încât Sfânta Scriptură spune că la sfârșit orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu datorită faptului că se vor întâlni cu dreptatea aceasta lui Dumnezeu. Deci, Daniel. Daniel. Capitolul 2 cu versetul 47. Vă amintiți? Nebucadnețar primește un vis din partea lui Dumnezeu. Îl uită, trece printr-o dramă sufletească. El, care avea în mână destinele națiunii sale, se chinuie cumplit. În final, Dumnezeu îi descoperă visul. De ce îi descoperă Dumnezeu visul? Ca în final el să zică, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor. Ce-i asta? Un om este adus unde? Să recunoască dreptatea. Capitolul 3. Același om se împotrivește dreptății și în ciuda faptului că Dumnezeu îi descoperă visul acesta, el creează un alt prototip complet diferit de visul sau de viziunea care dă Dumnezeu și spune, nu e adevărat, Babilonul nu va trece niciodată. Babilonul va fi până la sfârșitul lumii, va fi o statuie din aur de la nivelul capului până la nivelul picioarelor.
Și este hotărât să facă lucrul acesta și să lupte împotriva lui Dumnezeu. Ăsta e visul lui Babilon, adică visul Babilonului. Pentru că în final, versetul 28. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru ca omul să fie adus din nou acolo, la dreptatea lui Dumnezeu. Și vreau să observați un lucru. Judecata lui Dumnezeu este necesară pentru ca oamenii să învețe dreptatea sau neprihănirea. Capitolul 4. Din nou, un împărat aproape nebun se ridică împotriva lui Dumnezeu și spune: eu și numai eu și în afară de mine nu mai este nimeni, eu am zidit Babilonul. Uite ce capodoperă! Genial! Și a fost un geniu. Ca în final, versetul 37, eu, Nebucadnețar, laud, înalt, slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, căile lui sunt drepte. Și lucrările lui Nebucadnețar? Fraților, trăim într-o vreme în care judecata lui Dumnezeu trebuie să ne învețe pe fiecare dintre noi dreptatea și neprihănirea. Pentru că dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, vom rămâne în neprihănirea noastră. Și ne vom îmbrăca cu meritele noastre. Ne vom îmbrăca cu triumful nostru și vom sta la masă, crezând că stăm la masă cu împăratul, în hainele noastre. Și când împăratul va veni să-și viziteze oaspeții, ne va pune o singură întrebare. Crezi că ai dreptul? Crezi că ai dreptul ăsta? Așa e cartea lui Daniel. Plină de întrebări, plină de răspunsuri. De fiecare dată oamenii sunt întorși la Dumnezeu. De asta Dumnezeu intervine pe calea judecăților lui. Și acum am citit tot paragraful din Isaia 26 pentru ca, într-un fel oarecare, să ajung la Isaia 26, versetul 19, 20, 21. Iertați-mă, 20 și 21. În final, după ce Dumnezeu iasă pentru ca să învețe pe oameni dreptatea, El se adresează poporului său și zice: du-te, poporul meu, intră în odăița ta, încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe. Să te ascundă Dumnezeu în bunătatea Lui. Să te ascundă Dumnezeu în dragostea Lui. Să te ascundă Dumnezeu în mântuirea Lui. În timp ce, eu știu, pe străzile lumii noastre vor fi probleme și vor merge în stânga și în dreapta, intră în odăița pe care ți-a pregătit-o Dumnezeu. Încuie ușa să nu intre cumva lumea aceasta acolo. Să nu intre cumva grijile acestei lumi, problemele, teama, frica, să nu intre acolo. Închide ușa. Tu cu Iisus. E urarea mea pentru anul acesta. De unde e imaginea asta cu poporul meu, intră în odăița ta, încuie ușa după tine? De unde e imaginea aceasta? Avem o cetate tare, Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. De unde deschideți ușile să intre neamul cel credincios? De unde e toată imaginea asta? Uitați-vă la trimitere și veți descoperi că imaginea cu intră, ascundă-te și încuie ușa este luată din Exod. De când? De unde? Pleca Israel din Egipt. Și înainte să plece din Egipt, Dumnezeu le-a zis: pregătiți o cameră unde să nu poate să intre nimeni. Nici îngerul nimicitor să nu poată intra acolo.
Bine, Doamne, dar cum să nu poate intra? Vă amintiți? Puneți-l pe Iisus acolo. Stropiți sângele pe ușa caselor voastre. Stropiți sângele pe ușiorii ușii. Luați-vă copiii înăuntru. Chemați înăuntru pe toți aceia care vor să mai vină să se salveze, toți aceia care caută mântuirea ca ziduri și întăritură. Chemați înăuntru. În noaptea în care nimicirea merge și face ravagii în istoria lumii acesteia, Dumnezeu spune, are de gând să ascundă pe ai Lui într-un loc în care nimeni nu poate intra datorită faptului că este străjuit de jertfa și sângele Domnului Iisus Hristos. Frații mei, s-ar putea întâmpla să nu fie o urare foarte plăcută în momentul în care vom vorbi despre posibile probleme. Dar este o urare extraordinară când ajungem la concluzia că Dumnezeu va lua poporul Său pe tine și pe mine. Și ne va ține deoparte, ascunși sub aripile Lui, cum ascunde cloșca pui sub aripi. Vă dați seama ce relație trebuie să fie între mine și Domnul meu? Între mine și Iisus Hristos? Cât de apropiați ar trebui să fim? Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. A te împrieteni cu Dumnezeu nu e o întâmplare. Este o artă. Este un proces. Dar împrietenește-te odată cu El. Fă ceva să-ți fie prieten. Fă ceva să-ți fie compatibil. Fă ceva ca să stai la masă cu El, să poți vorbi împreună cu El, să fii sigur de prezența Lui. Și prezența Lui va fi cea mai bună siguranță pentru toți. Lumea aceasta va tremura din temeliile ei datorită faptului că nu-L vor avea pe Iisus Hristos. Și fără Iisus Hristos nu au garant și nu au răscumpărător, două lucruri care țin în existență acest univers. Și fără El, lumea se va clătina din temelii. Tu poți să-L ai pe Iisus. Ca ziduri și întăritură. Poți să-L ai pe Iisus Hristos ca garant și răscumpărător. Și nu va intra nimeni pe ușa unde este stropit sângele Său. Nimeni. Doamne, vă doresc lucrul acesta pentru anul 2022. Eu cred că vom avea nevoie de această realitate mult mai mult ca în anul 2021. Ce ziceți? Foarte mulți dintre noi se așteaptă ca să ne întoarcem înapoi la lucrurile normale. Cuvântul lui Dumnezeu spune că istoria nu merge niciodată înapoi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că istoria merge înainte. Și ce înseamnă înainte? Înainte înseamnă că există un punct, terminus, spre care merge această istorie și care este identificat profetic. Și punctul respectiv este momentul în care istoria lumii mele se va întâlni cu veșnicia lui Dumnezeu. Acolo ne așteaptă ziua de mâine. Acolo ni se dă întâlnire. Pentru acel moment să vă ascundă Domnul sub aripile Lui. Amin. Vă invit, frații mei, să cântăm împreună la final cântarea pe aripi de vultur purtat. Numărul 283. Yeah.
Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, vedem cum se aprinde evul acesta în jurul nostru de patima problemelor și a lucrurilor care apasă pe conștiința generației noastre. Și în timp ce uităm sau ne uităm de jur împrejur, te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să ne chem privirile spre tronul Tău. Pentru ca să înțelegem că mântuirea, salvarea e pregătită de la Tine, Doamne, și că ești gata să ne oferi prin harul Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru chemarea Ta de a ne pregăti cămăruța aceea pentru zilele de judecată asupra acestui pământ. O cămăruță stropită cu sânge, garantată de Domnul Iisus Hristos, de lucrarea Lui în sanctuarul ceresc, de mijlocirea Lui de acum, de strigătul Lui pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Doamne, cerem mila Ta peste noi în anul care urmează. Cerem binecuvântarea Ta peste noi în zilele care ne stau înainte. Fă, Doamne, ca să intrăm noi și cu viitorul nostru tot în zidurile mântuirii Tale și acolo în cetatea aceasta de salvare sau de scăpare să ne regăsim viitorul și zilele care sunt înaintea noastră. Binecuvintează poporul Tău. Fă, Doamne, ca încrederea noastră să crească. Legătura noastră cu Tine să fie din ce în ce mai puternică. Fă, Doamne, să ne împrietenim cu Tine pentru a avea pace și liniște și mântuire. Fă ca fiecare zi de har pe care o trăim să fie o zi investită în această prietenie. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin.